Bran suntem pentru că aici descoperim o locație absolut senzațională. Iată, gazdă ne va fi 20 de minute de acum încolo, Dor, restaurant lounge, dar și Crăiasa Munților, ca și pensiune, din Moeciu de Sus. Două locații, într-o singură prezentare, sunt înfrățite, sunt în aceeași poveste, despre ele vorbim, vă repet, în următoarele 20 de minute. Vizionare plăcută! Locația care v-am spus e cea mai nouă, în care, deși iată, ne și aflăm, Dorul e de vis. Despre ea o să vorbim întâi de toate, dar și despre Crăiasa Munților, de acolo din Moeciu de Sus, cu una bucată proprietar, vreau să vă zic, și surprinzător este și faptul că vârsta omului ăsta de lângă mine e foarte fragedă, 21 de anișori. Salut! Hai întâi de toate să facem și cunoștință cu cine sunt de vorbă. Salut! Dorin este numele meu. 21 de ani, Dorine. 21 de ani, da. Doamne, iartă-mă, 21 de ani și proprietar al unei astfel de locații într-o zonă extrem de dorită de foarte mulți care ar vrea să investească, Bran Moeciu. Da, vorbim de ceva care a început acum super mult timp. Părinții mei au deschis prima locație, primul restaurant din Moeciu de Sus, chiar dacă mă de față însă vorbește super mult despre acest lucru. Ce restaurant? Crăiasa Munților, cum ai zis. Deci unde e și pensiunea, de fapt ele sunt două, e prima Crăiasa Munților și Crăiasa Munților 1, cea în care, de fapt, pe care am și prezentat-o, de fapt e cea mai nouă dintre cele două. Da, de fapt cea mai nouă dintre din complexe și cea mai veche. Pe locația unde Crăiasa 1 este acum, a fost vechea creasă, înființată în 1990, decembrie 1990 și făcută firmă în 1991.
urmează să se mai updateze povestea cu diverse mici chestii, inclusiv, o să o zic pe asta, eu o zic, dacă o faci bine, dacă nu, nu, inclusiv piscină o să aibă la un moment dat, sper eu din tot sufletul. Să vedem cum vor evolua lucrurile, într-adevăr, acum ne lipsesc unele mici detalii, elemente de arhitectură, dar sunt lucruri fără de care am putut oricum deschide, pentru că locația asta era cerută, toată lumea vrea să deschidă și am zis să nu mai amânăm momentul, că oricum i-am făcut pe oameni super mult să aștepte, trebuie să deschidem în urmă cu ceva timp și am reușit să deschidem abia vinerea trecută, deci suntem, cum ai zici tu, în 7 zile. Exact, abia o săptămână, astăzi am făcut cine o săptămână. De nici măcar n-au început să meargă, ca să zic așa. Bun, ce capacitate are locația, Dorin? Noi avem 80 de locuri la parter, pe servirea la card, plus 50 de locuri pe terasă și încă 50 de locuri la etaj. Deci am ajunge la undeva la 150 de locuri. Și super evenimente ce se pot întâmpla aici, pentru că locația îți permite, pentru că ai balcon, e pe două nivele, structurată, și mă gândesc că acolo, chiar în dreptul șemineului, asta spun pentru viitor, da? Ceea ce văd eu cel puțin, evenimente mișto, chiar cu cântări live, cu trupe, cu artiști. Locația e gândită destul de interesant din punctul meu de vedere. Cum ai văzut și etajul are un semicerc în față, l-ai gândit pentru un pupitru de DJ sau pentru o formație live, un tip cu... Nebunie, deci se lasă așa... Jimmy Sachs aici să facă ceva interesant. Deci e gândit destul de complex, proiectul e destul de complex. În față o să deschidem o cafenea, care e to go, fiind în DN. Cu locația avem o cafenea to go care o să fie deschisă dimineața de la 6 până seara la 2, iar în dreapta avem o băcănie unde o să vindem produse tradiționale, produse făcute aici de noi. În Bran lucrurile sunt puțin ciudate. Branul vinde, dar nu tot branul vinde ce trebuie. Și noi căutăm să producem exact calitatea dorită de oameni. Sănătos și bun. Exact, organic și românesc, așa cum e și numele nostru, că dorul de acolo vine, delicios, organic, românesc.